Castelul lui Dracula. Vă salut, prieteni! Pentru că mai mulți prieteni ai canalului au dorit să vorbesc și despre istoria României, astăzi voi prezenta, pe scurt, povestea fascinantă a celui mai cunoscut castel din România. Castelul Bran este situat pe un promontoriu stâncoț deasupra orașului Bran, în Carpații Meridionali, cunoscut și sub numele de Alpii Transilvaniei. Castelul este situat la aproximativ 25 de kilometri la sud-vest de orașul Brașov, care este centrul administrativ al județului Brașov din Transilvania. În Evul Mediu, Bran se afla pe rută comercială care trecea prin munții Carpați, de unde rezultă și semnificația acestuia. Numele orașului, de altfel în traducere din savonă, înseamnă poartă. Deși această zonă favoriza comerțul, era și o rută prin care forțele ostile puteau invada regiunea Transilvaniei. Așadar, la începutul secolului al XIII-lea, Andrei al II-lea al Ungariei a dăruit cavalerilor teutoni, care erau un ordin de cruciați germani, zona țării Bârșei, cunoscută și sub numele de Burgenland, care includea județul Brașov. Regele maghiar spera că odată ce cavalerii erau stabiliți în zonă, ei vor apărea partea de sud-est a Transilvaniei de cumanii și pe cenegii nomazi. În anul 1211, prima cetate cunoscută în apropierea pasului Bran, cunoscută astăzi sub numele de pasul Rucăr Bran, a fost ridicată de cavalerii teutoni. Cavalerii teutoni nu au rămas însă mult timp în țara Bârșii, fiind alungați din zonă în anul 1226. Se susține că cetatea de lemn pe care cavalerii au construit-o a fost ulterior distrusă. Se pare că în următorii 150 de ani nu a existat nicio încercare de a construi un alt castel pe amplasamentul respectiv. Abia în anul 1377 a fost construit un castel nou la Bran. Pe data de 19 noiembrie a acelui an, Ludovic I al Ungariei a eliberat un document saselor transilvanieni din Brașov. În acest document, regele le-a acordat saselor transilvaneni privilegiul de a construi un castel la Bran. La fel ca Andrei al II-lea al Ungariei, Ludovic a avut în vedere și apărarea sud-estului Transilvaniei când a permis construirea unui castel la Bran. De data aceasta însă, amenințarea a venit de la otomani, care încercau să își extindă imperiul spre nord. Funcția defensivă a castelului Bran este deja evidentă în amplasamentul ales pentru construcția sa, adică o stâncă abruptă între măgura și dealul cetății. Acest lucru însemna că orice asediator ar fi trebuit să depună un efort substanțial pentru a urca pe stâncă și a putea ajunge la castel. În plus, poziția castelului a oferit ocupanților săi o vedere clară asupra peisajului înconjurător și le-a permis să repereze inamicii care se apropiau. Construcția castelului Bran a fost finalizată în anul 1388, iar castelul a fost populat cu soldați profesioniști, precum și cu mercenari. De exemplu, povestitorul din secolul al XV-lea, Ioan de Târnava, a scris despre briganii și soldații baliști englezi. Cât despre stăpânul castelului, acesta era numit chiar de rege, de obicei, dintre sasii transilvaneni. Aceasta era fără îndoială o poziție importantă, deoarece domnul castelului Bran a fost cel care a stat între otomani și cucerirea Transilvaniei. La începutul secolului al XV-lea, de exemplu, comandantul castelului Bran deținea titlul de vicevoivod al Transilvaniei. Se mai poate adăuga că pe lângă funcția sa defensivă, castelul Bran a servit ca o locație economică importantă, întrucât se afla pe o rută comercială importantă. Castelul a servit drept vamă pentru Transilvania și deținea o parte considerabilă a mărfurilor care intrau și ieșeau din regiune. Prin urmare, castelul Bran ar fi fost o posesie destul de bogată pentru oricine îl controla. În anul 1407, castelul Bran a fost dat temporar drept feudă de către Sigismund al Ungariei, aliatului său, Mircea cel Bătrân, voievodul țării românești. La acea vreme, țara românească, regiunea învecinată Transilvaniei, era amenințată de otomani. Castelul Bran trebuia să fie un loc în care Mircea se putea refugia dacă era atacat sau alungat de pe pământurile sale de către otomani. După moartea lui Mircea, castelul a fost recedat lui Sigismund ca o consecință a instabilității politice care a urmat în țara românească. Ulterior, castelul a fost cedat voievozilor din Transilvania. În anul 1441, otomanii au atacat Transilvania. La vremea aceea, voievodul Transilvaniei era faimosul Ioan Huniadi. La Bran, Huniadi a învins o armată otomană. Se spune că Vlad Țepeț a trecut de mai multe ori pe lângă castelul Bran, dar nu a jucat un rol major în istoria castelului. De exemplu, în anul 1459, Vlad, pe atunci voievodul Munteniei, a trecut pe lângă castelul Bran în drum spre Brașov. Vlad a vrut să-i pedepsească pe locuitorii orașului pentru sprijinirea rivalului său la tron și pentru înmajorarea taxelor vamale. Vlad a reușit să incendieze suburbiile orașului și a ucis sute de sași transilvaneni, ceea ce a contribuit la reputația sa notorie. În afară de asta, cealaltă legătură dintre Vlad și castelul Bran este că voievodul a fost ținut acolo cândva prizonier.
În anul 1462, Vlad a fost capturat de Matei Corvin, regele Ungariei, lângă Rucăr, și a fost închis la castelul Vicegrad. Înainte de asta însă, Vlad a fost dus la castelul Bran, unde a fost ținut timp de 2 luni. Inutil să vă spun că Vlad este de asemenea considerat, în mod popular, că a fost sursa de inspirație din spatele personajului cunoscut drept Contele Dracula. Se pretinde că Bram Stoker, care a scris Dracula, s-a inspirat din povestea castelului Bran pentru crearea castelului său fictiv al vampirilor. Acest lucru se bazează pe asemănări dintre descrierile ambilor castele. S-a subliniat pe de altă parte că Stoker nu a vizitat niciodată România și, prin urmare, nu a văzut castelul Bran. Un argument în acest sens este că Stoker a făcut referiri la descrierile altor autori ale castelului Bran. Mai mult, se susține că gravurile castelului lui Dracula din prima ediție a romanului sunt în mod izbitor de asemănătoare cu cele din castelul Bran și cu niciunul din toată România. Se poate spune că Vlad a fost o mică parte din istoria castelului Bran, deși poate că este cel mai cunoscut personaj istoric legat de castel. În orice caz, istoria castelului a continuat mult timp după cele 2 luni în care Vlad a fost închis acolo. În anul 1498, dreptul de folosință a castelului a fost achiziționat de către locuitorii din Brașov, de la regele Ungariei, Vladislav al II-lea. Pare că regele avea nevoie de bani, deoarece golise vistăria regală ca urmare a cheltuielilor de război. Deși contractul de închiriere a fost încheiat inițial pentru o perioadă de 10 ani, ulterior a fost prelungit. Sașii transilvaneni au reușit să păstreze controlul asupra castelului, chiar și după ce capitala maghiară a fost capturată de otomani în anul 1541. În anii 1620, Gabor Bethlen, prințul Transilvaniei, a efectuat renovări ample la castelul Bran, inclusiv la turnul Porții, turnul Rotund și donzonul. Ulterior, au fost efectuate și alte renovări la castel, care a suferit pagube considerabile de-a lungul istoriei sale. Pe lângă acestea, castelul a fost avariat și de neglijența generală, vreme și chiar de accidente. De exemplu, în anul 1593 a avut loc o explozie la Moara de Pulbere, în timp ce în anul 1617 acoperișurile sale au fost distruse de o furtună teribilă. Între timp, castelul Bran și-a pierdut statutul de vama a Imperiului Austro-Ungar. O schimbare majoră a rolului jucat de castelul Bran a avut loc în anul 1836. În acel an, granița dintre Transilvania și Țara Românească a fost mutată. În consecință, castelul Bran și-a pierdut statutul de punct cheie de frontieră și vamă a Imperiului Austro-Ungar. În timp ce castelul, ce a pierdut importanța militară și economică, a continuat să servească drept centru administrativ. În același secol, castelul a suferit avarii în timpul revoluțiilor din anul 1848, precum și în timpul războiului ruso-turc din anii 1877 și 1878. Locuitorii din Brașov au reușit să convingă autoritățile austro-ungare să repare castelul, iar între anii 1883 și 1886 au fost efectuate renovări ample. La scurt timp după aceste reparații, castelul Bran a căzut în neglijare. Administrarea castelului a fost transferată de autoritățile de la Brașov, administrației pădurilor din regiune, în anul 1888. Acest aranjament a fost menținut în următoarele 3 decenii. În această perioadă, castelul a fost locuit doar de pădurari și inspectorii cerviți care au fost trimiși acolo de la Brașov. În anul 1918, Transilvania a devenit partea României Mari. 2 ani mai târziu, orașul Brașov a dăruit castelul Bran reginei Maria, soția lui Ferdinand I, regele României. Consiliul orașului a decis să dea castelul reginei în semn de apreciere pentru eforturile ei de unificare a României. Castelul Bran a devenit rezidența preferată a reginei. Regina Maria a restaurat castelul și l-a transformat într-o rezidență regală de vară. Această lucrare a fost coordonată de arhitectul ceh Karel Liman. În plus, Regina Maria a construit cenăria, principala anexă a castelului. Această clădire avea să fie transformată ulterior într-un restaurant. Mai mult de atât, a fost construită o centrală hidroelectrică pentru alimentarea cu energie electrică a castelului. Regina a împărțit energia electrică generată de această centrală cu satele Bran, Simon și Moeciu. Că Regina Maria a murit în anul 1938, proprietatea castelului Bran a fost transferată fiicei sale, prințesa Elena. În anul 1944, în timpul celui de-al doilea război mondial, Elena a construit un spital la castel, pe care l-a numit Spitalul Inimii Reginei. Acest nume poate fi interpretat la propriu, deoarece cu 4 ani înainte, inima reginei Maria a fost adusă la Bran și plasată într-o capelă săpată în stâncă peste valea castelului. În orice caz, spitalul a fost înființat după ce spitalul Crucii Roșii a fost bombardat de avioanele americane.
Spitalul a fost folosit pentru tratarea celor răniți în timpul războiului și a continuat să funcționeze chiar după încheierea acestuia. În anul 1948 însă, Ileana și familia ei fost forțate să părăsească România de către regimul comunist care tocmai venise la putere. În consecință, castelul Bran a fost capturat de comunist. În anul 1956, autoritățile comuniste au transformat castelul în muzeu. Prințesa Ileana a putut să viziteze din nou castelul Bran în luna septembrie a anului 1990, când avea vârsta de 81 de ani. Ea a murit la scurt timp după vizită, în luna ianuarie anul 1991. În timpul vizitei prințesei Ileana, castelul era din nou în restaurare. Lucrările de restaurare au început în anul 1987 și au fost finalizate în anul 1993. Castelul Bran a fost însuțit retrocedat moștenitorilor prințesei Ileana în anul 2006, după câțiva ani de proceduri legale. Cu toate acestea, guvernul român a continuat să administreze provizoriu castelul pentru încă 3 ani. În anul 2009, castelul Bran a fost retrocedat copiilor Ilenei, fiului ei, arhiducele Dominic von Habsburg și surorii acestuia, baronesa Maria Magdalena de Holzhausen și Elisabeth Sandhofer, și continuă să funcționeze ca un muzeu. Actualul muzeu este dedicat în principal reginei Maria și există mai multe expoziții care îi prezintă viața. Unele dintre lucrurile personale ale reginei sunt expuse împreună cu filmări și fotografii. Cu toate acestea, castelul Bran valorifică și personajul contelui Dracula și tradiția vampirilor. Potrivit unui articol de pe National Geographic, suvenirurile cu tematica vampirilor care sunt vândute la poalele castelului Bran includ pahare de bere cu corci, tricouri și sticle de vin cu sânsele lui Dracula. Fără îndoială, castelul este și o locație populară pentru evenimentele de Halloween. De exemplu, în anul 2016 a avut loc un concurs, premiul fiind posibilitatea de a sta la castelul Bran în noapte de Halloween. În cele din urmă, se poate menționa despre castelul Bran că a jucat un rol destul de important în pandemie. Castelul a fost folosit de guvernul român în eforturile sale de a încuraja vaccinarea populației împotriva COVID-19. În cadrul acestei inițiative inovatoare, oricine se putea prezenta la castel fără o programare în weekendurile din luna mai pentru a fi vaccinat. Pentru a îndulci afacerea, celor care au fost vaccinați le s-au oferit o intrare gratuită la o expoziție care prezenta 52 de instrumente medievale de tortură care sunt în posesia castelului. Desigur că această inițiativă a avut ca scop și creșterea numărului de turiști care vizitează castelul, număr care a scăzut atunci din cauza pandemiei. Aici se termină povestea de astăzi. Dacă v-a plăcut această poveste, nu uitați să vă abonați, să dați like și să distribuiți documentarul. Vă doresc toate cele bune!